Doamnă, cum este să fii un star apreciat în toată lumea, să te bucuri de aprecierea tuturor? Păi asta e visul fiecărei ființe umane, că e star sau nu. Să fie apreciat pentru ce face, pentru orice meserie ar avea-o, cred că asta este durerea unui om, să fie recunoscut în timpul vieții și nu după moarte. Care a fost cea mai mare bucurie a dumneavoastră apropo de recunoașterea celorlalți? Aici vreau să fiu recunoscută. Nu mă interesează străinătatea foarte tare. Și cum e aici? Cum Păi, stau cum vreau eu. lucrurile? Lucrurile sunt cum vreau eu. Deci dacă eu cred, se întâmplă. Dacă nu cred, nu se întâmplă. Dincolo de ceea ce credem fiecare dintre noi, în România, adevăratele talente, adevăratele valori sunt recunoscute la fel de mult ca afară? Sigur că da. Asta se întâmplă de când s-au schimbat lucrurile aici, cu bușitura care a avut loc în 89. Dacă era așa în România, n-aș fi plecat niciodată. Eu nu cred că totuși în momentul de față artiștii și oamenii valoroși se bucură de aceeași recunoaștere de care se bucură afară. Pentru că foarte mulți sunt recunoscuți ca adevărate genii afară, dar aici fiecare se gătește, fiecare mai află câte o cârcoteală, cuiva nu-i convine ceva. Cineva care nu este îndeajuns de calificat ca să-și dea cu părerea, totuși o face. Și îl mai și defăimează pe acel om, deși nu are dreptul să o facă. E o chestie care este profund umană. Orgoliul și mândria și prostia fac parte din zestrea cu care am venit pe pământ, invidia la fel. Nu mă interesează părerea puriștilor, nici a criticilor. Mă interesează doar publicul, atât.